Bună seara și bine v-am regăsit! Discutăm în această seară cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, domnul Peter Mihalco. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bună seara și telespectatorilor noștri! Uh, uh, trebuie să precizăm că această emisiune este una înregistrată din cauza că dumneavoastră la ora difuzării emisiunii trebuie să fiți într-un loc... Uh, anume, din cauza agendei pe care o aveți și cred că putem spune deja că astăzi ajunge primul lot de vaccinuri prin intermediul platformei COVAX, vaccinuri contractate de către Republica Moldova. Acesta este evenimentul la care participați. Avionul urmează să ajungă la 20.50, dar la ora difuzării emisiunii deja trebuie să fie aterizat deja. Primul lot de vaccinuri după cel care a venit din România ca ajutor, da, din partea, o donație din partea României, acum ajunge primul lot prin intermediul platformei COVAX. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă, într-adevăr, că Republica Moldova și Republica Moldova va fi prima țară în Europa în care ajunge vaccin prin intermediul platformei COVAX va putea să continuă campania de vaccinare care deja a început datorită acestei donații generoase din partea României și aceste vaccinuri prime sunt destinate lucrătorilor medical deci cei care sunt în prima linie și vor fi Protejați în eforturile lor în lupta împotriva COVID-ului. Și vor urmează și următoare loturi de, de vaccin. Este pentru mine plăcere și este un moment foarte important că au ajuns aceste vaccinuri și că deja începe această etapă când putem să vorbim despre ieșirea din pandemie, împreună cu proces de vaccinare, dar cu siguranța și împreună cu respectarea continuă a măsurilor împotriva răspândirii virusului care trebuie în continuare respectate, pentru că pandemia este aici. Afectează pe oameni, sunt foarte multe victime, sunt foarte mulți cei care au fost afectați și, fără respectarea acestor măsuri, va continua acest, acest risc. Deci, nu trebuie să fie relaxate aceste măsuri, din potriva, și poate vedeți și în alte țări în Europa că măsuri sunt și Întărite sunt și intensificate pentru că trebuie, în continuare populația să se protejează. Da. da Într-adevăr, noi avem o situație extrem de critică. Ieri au fost 1550 de cazuri înregistrate de infectări, avem spitalele arhipline situația nu este nu dă semne de a se îmbunătăți din păcate așa că aceste măsuri trebuie luate trebuie să precizăm că acest lot de vaccinuri constă din 14.400 de vaccinuri AstraZeneca, același vaccin care a ajuns și din partea României în Republica Moldova am vrut să vă întreb un lucru văd dispute vis-a-vis -vis de acest vaccin sunt colective de medici din cea de lunga și comrat care refuză să se vaccineze cu vaccinul care a venit în România. Eu nu am ce să spun despre asta, pentru că vaccinul este aici, este aici pentru să fie folosit și să fie să fie asta pentru binele lucrătorilor medicali și oamenilor din Republica Moldova. Aici nu există alte considerente și acest lucru cu vaccine nu trebuie politizat sau geopolitizat. Eu, din partea Uniunii Europene, sunt mândru că Uniunea Europeană a susținut foarte puternic și platforma COVAX Uh, și ca instituții Uniunii Europene, și cât statele membre care au contribuit și bilateral, este mai mult decât 2 miliarde de euro și uh, o să uh, sperăm că acest vaccin va fi folosit cât mai repede și va ajuta Republicii Moldova să iese din pandemie. Cum am spus, împreună o să ieșim, suntem împreună, Uniunea Europeană a susținut. Prin acest mod, Republica Moldova și o susține și în continuare. Da, am observat la fel cum este legat de, de politic, inclusiv sunt legate de politic aceste măsuri de restricție care pe care le ia orice țară și este firesc să le ia, le vedem în afară, altfel nu rupem acest lanț da? și asistăm la creșterea acestui numărului de infectări. Totuși, în Republica Moldova se arată cu degetul, de exemplu, spre Maia Sandu sau spre, nu știu, segmentul politic atunci când se vorbește despre măsuri de restricție. Dacă va câștiga Maia Sandu, țara va fi blocată. Dacă există vreo legătură între cine este la conducere și aceste măsuri care trebuie luate? Ce este important, că toți cei care sunt uh, vizibili, care iau decizii, să facă totul pentru a uh, spune oamenilor că aceste măsuri trebuie respectate. Asta a fost cazul de la începutul crizei. Am văzut că unii s-au. Au încercat să se folosește și în mod politic de această criză sau cu vizibilitate sau cu chiar ridiculizarea măsurilor care a trebuit să fie luate. Cred că este clar și a fost clar de mult deja că aici nu este locul pentru politică. Pur și simplu aceste măsuri trebuie respectate și eu am promovat personal și colegii mei ambasadorii am promovat personal această nevoie și această nevoie rămâne. Asta este totul ce eu am de spus. În ceea ce privește ajutoarele pe care le-am primit din partea Uniunii Europene ca să rămânem în zona pandemiei, da? eu mi-am scos aici o parte din Sumele care au ajuns până, până acum. Să spunem, în general, am văzut o declarație anterioară: că în ultimii 10 ani Uniunea Europeană a acordat Republicii Moldova peste un miliard de euro ajutoare prin diferite proiecte, granturi și așa mai departe. Uh, pentru pandemie, totuși uh, imediat au început să vină niște ajutoare pentru Republica Moldova. Uh, situația din 5 septembrie uh, era 30 de milioane de euro pentru materiale medicale, uh, 11 milioane pentru societatea civilă, 100 de milioane pentru întreprinderile mici și mijlocii și 700 de milioane de euro uh, pentru creditare, da? pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Asta e pentru parteneriatul estic. Exact. Țări. Parteneriatul estic, dar acum de curând au mai uh, fost încă deblocate niște ajutoare pentru Republica Moldova? Împreună cu ce ați deja pomenit, deci a fost uh, reorientarea, uh, asta este 8, 87 de milioane de euro în proiecte care au fost și sunt în desfășurare în Republica Moldova spre nevoile legate de uh, COVID am cumpărat mult material pro, uh, protectiv și medical uh, și uh, uh, a venit uh, și s-a dat uh, partea din această uh, susținere și pentru întreprinderile uh, mici și mijlocii respectiv. în regiunile ca să se uh, preve, preveni uh, chiar și cu granturi ca să poate exact. să se preveni și impactul economic și social care deja a fost observat anul trecut, dar care continuă. Împreună cu asta, după cum știți, Republica Moldova a fost inclusă în programul pentru 10 țări, pentru finanțare cu asistența macrofinanciară, un program nou care. A fost pregătit dinainte de vara, dar Republica Moldova numai în septembrie a ratificat memorandumul pentru 100 de milioane de euro. Deci vorbim de 2 miliarde de lei, dintre care deja prima tranșă, jumătate, a fost Alo. platită anul trecut, 1 miliard de lei, și rămâne a doua tranșă. Uh, pentru care trebuie îndeplinite anumite condiții. Unele dintre ele au rămas din programul uh, care a fost înainte uh, de asistența macrofinanciară, după cum știți, din care nu a fost uh, folosită uh, tranșa a treia. Exact. Asta a fost mai mult, a fost un miliard uh, și 200 de milioane de lei care ar fi disponibile uh, pentru Republica Moldova. Deci, și... Uh, acum, această perspectivă, încă un miliard să vină, este, există și este în mâinile. Dar dacă uh, îndeplinește niște condiții. Da, da, da. Și care ar fi acele condiții? Păi ele sunt legate de uh, sistem de uh, declarație uh, bunurilor, asta ține de. Um, Agenția Națională de Integritate este sistem de achiziții în uh, sistem public. de sănătate, da. deci achiziții da. publice, este legat de prevenirea contrabandei, uh, este legat de uh, investigarea uh, fraudei bancare și este uh, 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 și nevoie de a adopta nou cod VAMAL care este gata și a fost gata deja anul trecut. Da. Uh, despre uh, aceste lucruri vom vorbi în cadrul acestei emisiuni. Vreau însă să mă întorc un pic la uh, un lucru pe care l-am observat. Uh, după ce Maya Sandu a câștigat uh, Alegerile prezidențiale, sigur, domnia sa a obținut această victorie venind cu deviza lupta împotriva corupției. S-a simțit o deschidere din partea Uniunii Europene. Este asta doar o senzație sau chiar așa este? Există o deschidere mai mare din partea Uniunii Europene? Și dacă da, pe ce se materializează? În ce se va materializa? Deci deschiderea este, asta deja cred că s-a văzut foarte clar și cu prima vizită doamnei președinte în Bruxelles în ianuarie. A fost văzută și cu alte contacte cu țarile membre Uniunii Europene care a avut a fost foarte uh, puternic văzută și cu vizita domnului Charles Michel, președintele uh, Consiliului European, uh, această uh, duminică, când uh, mesajul de susținere pentru programul de reforme și pentru lupta împotriva corupției uh, doamnei președinte, deci uh, cu care ea a câștigat uh, alegerile prezidențiale și a obținut acest mandat, cred că, istoric puternic de la oameni, asta arată că oameni au speranța că acest program se va materializa și aceste schimbări care sunt așa de dorite și așa de necesare se vor îndeplini. În asta, cu siguranță, Uniunea Europeană Uh, și uh, deci, uh, și exprimă susținere pentru doamna președinte. Adică, înțeleg că nu este numai o senzație. Cu siguranță, dar și sunt, sunt deja uh, pași concreți. Ați văzut că doamna președinte deja a semnat și uh, a, a contract Acord. acest uh, contract de reziliență uh, care a fost. Uh, semnat și ei va aduce 15 milioane deci asta este 300, 15 milioane de euro 300 de milioane de lei imediat, deci ca o măsură imediată pentru Republica Moldova și pe o altă parte sunt și alte procese care au fost demarate, de exemplu Um, am avut uh, deja echipa uh, de planificare pentru programul uh, următor pentru uh, asistența pentru Moldova pentru următorul buget uh, Uniunii Europene multianual, uh, deci această da. exercițiu uh, de programare multianuală este un extrem de important pentru că. Asta este acum moment strategic pentru Republica Moldova: ca să fie parte, ca să fie gata și ca să fie pregătită cu cele mai bune cart să vorbește cu Uniunea Europeană, pentru că, pe partea noastră, acum acest proces vis-a-vis -vis de toate țările s-a demarat și acum această planificare se planifică. În Doar bugetul noi... pre precedent. Republica Moldova a avut foarte mare uh, sumă uh, la dispoziție, nu s-a folosit, nu folosit dar este important ca șansele acestea să fie și pentru putem, putem, perioada următoare. Putem să facem asta, dată fiind situația, criza din Republica Moldova, faptul că nu avem un guvern plin, un guvern, iată, a fost astăzi și decizia Curții Constituționale, care a spus clar că nu pot fi numiți miniștri, ci doar secretari de stat, în actualele condiții? Deci, acum suntem în, în un proces de pregătire. Este foarte important că Asta merge împreună cu și perspectiva clara că aceste schimbări pozitive care sunt așteptate și pe baza programului care a fost susținut de către cetățeni Republicii Moldova, că ea poate să se materializează, pentru că atunci și susținere din partea Uniunii Europene va fi mult mai posibilă și poate să fie și prevăzută în mai mare măsură. Vreau okay. să adaug la asta, cu siguranță sunt și alte alte măsuri, alte instrumente. Sunt programe regionale care sunt pregătite tot acum în care participă Republica Moldova. Sunt programe de cooperare transfrontaliera și ele vor fi acum pregătite. Știți că în Uniunea Europeană acum se va desfășura un mare plan de revitalizare economică, care probabil este cel mai mare plan de acest gen în istoria omenirii, eu aș spune, cel mai puternic. Și Republica Moldova trebuie. Să se folosește de această șansă. Așa. Sunt și țările membre Uniunii Europene care și ele sunt interesate de a ajuta. Ați da, văzut ce trebuie după... să facem pentru a folosi această șansă? Ce așteaptă Uniunea Europeană de la noi ca să spună da, Republica Moldova, uitați-vă, folosește această șansă? Este uh, important și necesar ca Republica Moldova. Începe și con continua aceste schimbări, aceste reforme, în mod uh, realabil, în mod uh -huh. care, deci în care poate unul să aibă încredere, uh, în mod previzibil, și uh, uh, că putem și noi, după asta, să ajutăm, să susținem. Păi dată fiind situația, înseamnă că uh, ne uităm la actualul Parlament și vedem că reformele nu au fost făcute și ne uităm uh, la. Din potrivă, sunt niște regrese înregistrate, dacă este să. Nu departe, ne uităm doar în decembrie când s-au votat niște legi. Noaptea, uh, Partidul Șor și cu, și cu Partidul Socialiștilor au făcut asta. Uh, păi atunci, uh, singura soluție uh, sunt anticipatele sau un Parlament care să vină să, să vrea să facă toate aceste lucruri, să aibă voință politică pentru a schimba situația? Sigur că voința politică este cea mai, cel mai important factor. Noi privim situația politică, vorbim și cu cei care sunt participanți. Am văzut ce a fost în decembrie în Parlament, când o majoritate nouă a votat lege care au fost în mai mare uh, măsură și controversate, inclusiv cele care au mers împotriva angajamentelor Republicii Moldova vis-a-vis uh, -vis, uh, partenerii de dezvoltare, inclusiv Uniunea Europeană, dar și în, uh, împotriva regulilor uh, legislative și, și sau procedurilor uh, parlamentare care trebuie să fie respectate. Parte dintre aceste Legi este Sunt și curtea constituțională, la constituțională dar important este că asta nu a arătat voință, polit, nu că nu a arătat voință politică, chiar împotriva. și am văzut, am auzit foarte bine, că toți actori politici, toate partide din Parlament s-au pronunțat pentru alegeri anticipate din asta eu cred că reiese că alegerile anticipate sunt o cale care poate să rezolva uh, această situație am auzit asta și de, din partea uh, primului ministru care a demisionat că a, a făcut asta pentru a deschide cale spre anticipate am auzit asta uh, să fie spus și din partea Speakerului Parlamentului, fostului președinte. Deci am văzut că unii dintre uh, factori politici schimbă uh, opinia foarte des, dar uh, această situație va fi rezolvată de către. Uh, cei care iau decizii în Republica Moldova. În general, cum este văzută această criză politică de către Uniunea Europeană? Pentru că, da, avem pe de-o parte președintele ales care militează deschis pentru lupta împotriva corupției, acesta este drapelul pe care îl poartă și avem un parlament în care s-a format deja declarat la nivel declarativ o, o majoritate formată din, dintr-un partid cu lider implicat în frauda bancară potrivit raportului Kroll, dar și primei sentințe da, de judecată. Întrebarea este, spuneți-mi vă rog frumos, cum, în cazul în care va fi aprobat un guvern da, cu sprijinul acestui partid, partidul Șor, mă refer, ce reacție va avea Uniunea Europeană? Va discuta Uniunea Europeană cu astfel de structură, cu un astfel de guvern? Eu deja am spus în privința situații uh, politice uh, din uh, aceste, aceste săptămâni că uh, este foarte îngrijorator uh, dacă persoane care au uh, făcut parte Uh, Frauda bancară uh, să uh, fie, uh, să participă la uh, formare sau decizii despre formarea uh, noului uh, guvern. Uh, și uh, asta reiese și este poziția no uh, Uniunii Europene uh, de lungă durată, chiar de la. Uh, alegerile parlamentare și atunci am spus că așteptam de la uh, instituțiile Republicii Moldova să continua uh, lupta împotriva corupției, investigarea fraudei bancare uh, și uh, uh, interesele particulare nu au ce cauta în uh, sistemul politicii și democratic în uh, Republica Moldova, pentru că uh, asta aduce corupția și corupția în Republica Moldova este una extraordinar de mare, a devenit sistemică și este de înțeles de ce oameni, cetățeni, văd așa de important asta să fie terminat și că au susținut programul doamnei președinte care foarte clar a spus că asta este ce ea vrea să face. Da. Continuăm discuția după pauza de publicitate. Publicitate. Revenim. Vorbeam înainte de pauză despre faptul că așa am înțeles din ceea ce spuneți că un guvern care ar fi sprijinit de partidul ușor nu ar avea trecere în fața partenerilor de dezvoltare. Eu pot încă o dată să repet că uh, viitorul guvern, dar și Parlament, care uh, va susține acest guvern, trebuie să fie unul de încredere, unde corupție și interese particulare nu vor avea loc. Asta deci a fost și mesajul din partea uh, domnului președinte Consiliului European, că cei care iau decizii în Republica Moldova sunt așteptați să ia aceste decizii în interesul cetățenilor. Cetățenii și-au exprimat foarte clar uh, preferința lor uh, și vedem că ei au foarte uh, puternică voință să vădă aceste schimbări, să vădă reală luptă împotriva corupției. Și Moldova să devină un loc mult mai bun pentru cetățenii săi, pentru trei. Fostul președinte spune că, ținând cont de criza care există acum și de faptul că Maia Sandu nu vine cu decretul de propunere a unui, a unui prim-ministru care ar veni din partea majorității create, da? El spune că de fapt ambasadele occidentale au băgat capul în nisip da, și au duble standarde. Dacă asta ar fi făcut Partidul Socialiștilor de exemplu, reacția ar fi fost alta. Nu prea -ați înțeles? înțeleg adică... această da. opinie pentru că noi, poziția noastră nu am schimbat și am avut o mai mulți ani, am spus, de la alegerile parlamentare și o să continuăm să o avem. Eu văd uh, unii dintre cei uh, care, deci, sunt în, uh, în viața politică, în care noi nu suntem, uh, că ei își schimbă atitudinea uh, și, cu siguranță, rolul nostru, ca, deci, ambasadorii, eu, cum spun despre, despre mine, uh, este că. Noi suntem observatori, dar noi și protejăm cooperarea noastră, care este bazată în mod foarte clar pe acordul de asociere. Și asta o să continuăm să facem foarte clar. A fost foarte clar, asta a spus și de către ambasadorii. Care, care recent da, s-au a fost după în această ce provință. ați fost atacat, imediat după acele declarații cu privire la această majoritate din care face parte Partidul Șor, au fost reacții și din partea președintelui Dodon și a lui Ilan Șor și fostului președinte Dodon, dar au fost reacții și din partea Moscovei. Încă o dată, eu. Uh, vreau să spun că noi o să continuăm să avem această poziție clară. Uh, eu uh, sunt recunoscător și colegilor mei care uh, au arătat această susținere și uh, au exprimat foarte clar uh, această poziție, dar sunt recunoscător și celor din Republica Moldova, pentru că am văzut reacții și din partea societății civile, aproape sută exact ong dar și am primit foarte multe mesaje din partea simple, de cetățenilor simpli care, care au vrut să, să, să știu eu că ei. Că aveți sunt susținerea de acestă, lor și sunteți pe aceeași lungime de undă cu ei. Repet, în poziție care o avem, pentru că noi nu suntem partea politicii aici, S -s, dar ce noastră suntem noastră nu exprimați parteneri. punctul noastră de vedere, ce al Uniunii Europene. Pentru cei care critică, eu nu înțeleg de ce uh, uh, ei uh, nu-și nu dau seama că uh, acest, uh, deci, aceste poziții care deci uh, exprima de îl pune pe uh, același linie cu cei care au participat la Frauda bancară și uh, uh, practic uh, de corupție care, care există. Asta eu cred că este un lucru uh, destul de clar și cred că Republica Moldova trebuie să se eliberează de această, această uh, corupție uh, care este prezentă în mod, în mod uh, foarte grav și uh, sistemic uh, în țară. Vorbeam mai devreme despre niște condiții pe care Republica Moldova urmează să le îndeplinească pentru a obține sprijin din part, a obține ajutorul din partea Uniunii Europene, banii pe care trebuia să-i obțină deja de mult, dar i-a ratat. Spuneam că sunt niște condiții și iată că noi nu numai că nu îndeplinim acele condiții, dar ne pregătim ca să mai facem încă ceva. Și anume, astăzi în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege pentru modificarea legii cu privire la Agenția Națională pentru Integritate, care, printre altele, prevede că verificările ar trebui să se reducă de la 3 ani la 2 ani și sunt și alte modificări acolo. Am văzut reacția Agenției Naționale care spune că nu este în regulă absolut deloc să întâmple asta. Care este poziția Uniunii Europene vis-a-vis -vis de acest lucru? Eu deja am spus, chiar uh, uh, între condițiile noastre pentru tranșa a asistenței macrofinanciare este uh, prevedere despre uh, declarații de bunuri personale, uh, care este legată de Agenția Națională uh -huh. de Integritate și acolo vrem ca să fie uh, acest control cât mai potrivit uh, și cu siguranță uh, limitarea uh, în această privință nu este una binevenită și nu numai noi spunem asta, dar și alți parteneri, precum Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și vreau să spun că este foarte important să se termine această stare de, care este când vedem că oameni care trebuie să, să dă dovadă de integritate au uh, automobile foarte luxoase și declară că ei au costat 10.000 de lei, 11.000 de lei, 11 de lei sau, sau case care sunt declarate pe o aproape nimic, asta trebuie să se termine pentru că oameni simpli ei văd că asta nu da egalitate în fața legii, că ei nu sunt tratați că cum trebuie și că ei nu sunt stăpâni în țară, dar aici există un sistem corupt care, care guvernează țara. În ceea ce privește lupta împotriva corupției, da? Cum o vedeți? Ne-am angajat să facem asta, că tot discutăm despre asta, da? Despre acest lucru. Ne-am angajat să facem asta, să facem o reformă a justiției ca să avem o luptă a corupției adevărată, luptă împotriva corupției adevărată. Cum stăm la acest capitol, în ceea ce privește lupta împotriva corupției? Ați văzut vreun pas înainte? Am obținut măcar ceva? De când sunteți noastră în Republica Moldova, acum aveți patru ani de mandat. Vedem că oameni își arată voința foarte puternic că această luptă trebuie să se întâmple: trebuie să aduce schimbare care va asigura că ei vor fi eliberați de corupție. Și că aceasta. Corupție va fi dezrădăcinată din instituții statului, inclusiv justiția și alte. Au fost neajunsuri, au fost lucruri neîndemplinite. Nu a fost progres în da. investigarea fraudei bancare. Nu am văzut să fie cineva pus în pușcărie pentru. Cazuri mare de corupție, care sunt multe. Și ce trebuie să fie spus, că asta sunt bani concreți care sunt uh, furați uh, de la oameni în această țară. Dacă vorbim concret, și aici folosesc uh, niște uh, date care, am, care sunt uh, în spațiu public sau au fost folosite chiar de către Procuratura, dacă vorbim despre situația la Calea Ferata la Calea Ferata se vorbește că acolo în jurul de un miliard de lei sunt scheme ilegale și asta ar înseamna imaginați-vă un miliard de lei Asta dacă vorbim că în Moldova este un milion de pensionari fiecare poate să aibă o mie de lei numai din această schemă. Dacă vorbim despre metal feroz, acolo am văzut că să a folosit cifra de 1,2 miliarde, am, am auzit și mai multe, dar haideți să vorbim despre asta. Aici 1200 de lei pentru fiecare pensionar. Dar sunt lucruri și mai grave. Tocmai am avut posibilitate de a vedea un uh, proiect de un report care se pregătește într-o instituție importantă, internațională, că, uh, despre despre uh, uh, scheme uh, ilegale, scheme ilicite, financiare, în Republica Moldova. Și a, uh, asta va fi publicat în câteva săptămâni și aduce niște uh, cifre șocante șocante pentru starea uh, în Republica Moldova, unde oameni sunt deprivați de așa de multe bani care fiecare dintre ei poate să aibă. Uh, numai că să dau două poate exemple, numai cu 10% de bani recuperați din aceste pierderi ar poate să fie... Uh, reconstruite 30% de toate drumuri în Republica Moldova într-un an. Fiecare an. Sau poate să fie date salarii pentru 20 de mii de pedagogi în întreg an. Sau dacă vorbim despre situația la calea Ferată, cu numai 10% Recuperare din aceste pierderi, asta ar fi rezolvat imediat pentru întreg an. Da, unde mai punem că urmărim oamenii angajați care protestează pentru că nu și-au luat salarii de luni de zile, angajați de la calea ferată și n-au cu ce hrăni familiile. Pur și simplu, pe de o parte. Pe de altă parte, vedem despre ce sume de scheme, da? Despre ce sume vorbim atunci când este vorba despre scheme de furt. Dar, în ceea ce privește cifrele pe care le-ați dat mai devreme, despre ce scheme este vorba sau nu, încă nu ne puteți spune? Asta sunt toate care sunt în Republica Moldova, în privința schemelor uh, ilegale. Dar nu mai vorbim despre furtul miliardului care înseamnă este, deci asta ar fi uh, și mai mare, deci un miliard de uh, dolari, asta ar fi 17 miliarde de, de lei, asta înseamnă pentru fiecare pensionar, uh, știți, uh, că dacă este un milion, asta este 17 da. uh, pe, mii. Pentru pe fiecare. de altă parte, oamenii o parte puțin puțini sunt uh, mulțumiți că pleacă cu sacoșica de la partid din ceea ce uh, cineva le, le mai dă și lor și atunci ei sunt mulțumiți și au grijă ca să voteze la următoarele alegeri acest partid. Uh, să... Oamenii trebuie să știe concret uh, uh, și să aibă uh, și uh, sensul tangibilității, deci cât este luat de la ei și cât cei care au luat de aceste bani trebuie uh, să le uh, dă da înapoi. Da, în ceea ce privește, sigur vorbim despre laundromat, furtul miliardului, sunt dosare de rezonanță și mai sunt și altele, despre care vorbim de atâția ani, iată că anul acesta se împlinesc șapte ani da? de la furtul miliardului, sunt șapte ani deja. Uh, în 2013 ne amintim că au fost primele semnale când am aflat și noi că ceva se întâmplă. Uh, de atunci, uh, noi nu am uh, avut o decizie a instanței de judecată, să vedem și noi cine a furat. Avem, sigur, raportul Croll, uh, pe care unii uh, vor să nu-l recunoască, da? și încă Spun că se adresează în instanțe internaționale, dau rolul în judecată. Dar, ce se întâmplă aici? De ce nu există nicio decizie? Dumneavoastră, ce credeți? Pentru că atâta s-a vorbit și cât de important este să știm și noi cine a furat, să vină banii înapoi, să-i recuperăm. Ce se întâmplă, totuși? Este vorba despre sistem de justiție. Asta înseamnă și uh, sistemul judecătoresc oameni concreți în sistem judecătoresc, procuratura, oameni concreți în procuratura, uh, care uh, nu dă voie uh, că aceste cazuri sunt investigate, puse în fața uh, curții și curtea, orice curte care este uh, implicată, să dă sentință care trebuie să fie uh, luată uh, și pe o altă parte, să fie și recuperate aceste bani care au fost furate. Până acum nu s-a recuperat nimic. Acum am văzut că, datorită partenerilor internaționali, uh, da. totuși este posibil acest lucru, dar cu activitate din partea instituțiilor moldovenești, cu siguranță ar fi asta mult mai ușor și repede. Și oameni pot, ar, ar putea să se bucure de mai mulți bani în țară. Mai Sandu a întors Parlamentului spre discuții suplimentare strategia de asigurare a independenței judecătorilor. Ce sperați să se întâmple aici? Deja am spus, pe o parte sunt documente precum strategie și ea a fost pregătită inclusiv cu participarea experților internațional și discutată. Pe o altă parte, este important că să aibă loc schimbări reale. Și am spus de mai multe ori, dacă vedem ca oameni care au arătat, au creat dubii despre integritatea lor, care au adus situații de foarte mare dubii ceea ce privește decizii care au participat la decizii care au deprivat oameni sau firme de bunuri și după asta Republica Moldova a pierdut la curtea europeană la cedă, da. pentru drepturile omului și acum trebuie cetățeni să platească pentru asta sau cei care au participat la deciziile despre anularea alegerilor, cum a fost în Chișinău în 2018, ca ei sunt reinstalați sau chiar promovați în sistemul judecătoresc, atunci nu va fi încredere în așa sistem. Și deja am spus mai multe ori, primul lucru care întreabă investitori care vin sau vor să vin, mai ales vor să vin numai în această țară, este cât de, de încredere este sistemul de justiție, dacă ei nu vor pierde investițiile lor, dacă asta va fi pentru ei, sigur, și asta se aplică și la firme moldovenești, care ar vrea să investească mai mult, dar nu sunt sigur. Ați spomenit de strategie, deci asta este acum în mâinile Parlamentului. Aceste documente poate să fie și actualizate. Acum am, deci am auzit ce a spus doamna președinte, care au fost motivele pentru aceasta, acest pas și o să vedem dacă această strategie va fi actualizată. Acolo este și un element nou pentru că S-a pomenit de evaluare externă a judecătorilor. În luna februarie, la început, a fost luată o decizie importantă de către CEDO într-un caz din altă țară, care deschide și mai mult ușa pentru posibilitatea de a folosi. Evaluare externă, deci aceste documente sunt de ajutor. Nu înseamnă faptul că asta a fost întors, că aceste pași nu pot fi să fie făcute și acum, fiecare zi ele poate să fie făcute în mod, în mod concret, dar important este schimbar să aibă loc. Da, ne uitam că o judecătoare controversată din dosarul Gemeni promovat, este promovată de Comisia Juridică a Parlamentului în funcția de vicepreședinte la Curtea Supremă de Justiție, vorbind despre ceea ce afirmați noastră mai, mai devreme, oameni care, din cauza cărora Republica Moldova a pierdut dosare la CEDO și uh, avem uh, de plătit cu toții pentru această. Uh, pentru aceste lucruri, pentru că avem foarte puțin timp, totuși n-aș vrea să încheiem fără să vorbim despre ceea ce se întâmplă în mass media. A trecut din 2019 până acum, nu tare mult timp, dar oricum a trecut ceva timp, nu s-a schimbat nimic pe piața media, din mâinile unuia a trecut în mâinile altuia o parte a presei. Vorbim din nou despre ceea ce vine din afară și nu, nu suntem protejați, și de asemenea vorbim pe interior despre presiuni asupra, asupra presei. Am să vă spun că am văzut o reacție a ong de media. Care sunt îngrijorate de perchezițiile efectuate de către poliție la Newsmaker, după ce s-a scris un articol despre uh, un dosar penal în care sunt implicați doi polițiști. Poliția a venit și a făcut percheziții la acest organ de presă, un lucru absolut regretabil. Uh, și vreau să întreb. Arbitrul, da, Uniunea Europeană care are grijă ca aceste lucruri să nu se întâmple, sau cel puțin să aibă o reacție. Spuneți-mi, vă rog, cum se încadrează aceste lucruri în libertatea presei și asigurarea ei? În primul rând, noi nu suntem arbitru, noi suntem partener. Partener care, în multe cazuri, are poziție clara și uh, care vrea să ajută, să inspire uh, uh, uh -huh. lucruri bune, lucruri potrivite și corecte în Republica Moldova și care spune clar când lucruri nu sunt de așa. Noi, deci uh, eu din consider, această perspectivă am numit Uniunea Europeană arbitru care nu spune, care spune foarte clar când se deviază și uh, de ce trebuie să ne întoarcem acolo unde trebuie. Eu cred că uh, Rolul uh, mazmediei în uh, media independente uh, și libere, într-o societate modernă și democratică este unul uh, deci foarte important, este un uh, sistemic și firesc. Uh, și asta se aplică și la uh, jurnalismul investigativ, pentru că este rolul presei să arată cum funcționează uh, structurile statului. Dacă bugetul public este folosit așa cum trebuie, dacă nu au loc uh, niște abuzuri, uh, și uh, cetățen trebuie să fie sigur că dacă ceva se face de acest tip uh, în instituțiile statului, că există presa care ține ochiul și care va arăta acest lucru. Nu știu de unde s-a inspirat uh, această acțiune a poliției și ce am văzut numai astăzi arată foarte grav, am văzut reacția și societății civile în această privință și asta o să fie, o să continua să fie o, o, ceva îngrijorator și pentru noi, care și noi o să continuăm să, să, să privim și acest caz dar și uh, alte este foarte important că să nu aibă loc aceste cazuri, pentru că asta este rolul jurnaliștilor, ei trebuie să respectă și etica jurnalistică. Asta știți foarte bine, și ei verifică informații și publică asta ce este de publicat. Dar deloc nu este aici vorba de reacție organelor de stat împotriva lor, mai ales trebuie să fie luată reacție potrivită în cadrul acestor structuri de stat dacă au loc abuzuri. Da. Domnule ambasador, noi vă mulțumim foarte mult pentru participare la emisiunea de astăzi. Au mai rămas subiecte, dar eu sper foarte mult să ne întâlnim încă până la încheierea mandatului dumneavoastră, până în vară mai este. Vă așteptăm cu drag și vă mulțumim foarte mult pentru participare. Mulțumesc și eu, seara bună! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vreau să vă rog din suflet să luați toate măsurile necesare pentru a ne proteja împotriva COVID-19. Este în puterea noastră să facem acest lucru. Nu este greu, știu că toată lumea este obosită, dar trebuie. Altfel, nu scăpăm. Ne bucurăm, ne-a spus, că au ajuns și vaccinurile și poate că măcar sistemul medical va avea o gură de respiro după ce vor fi vaccinați toți cei care lucrează acolo. Vă doresc o seară liniștită și ne vedem joia viitoare.